Maia Sandu a publicat decizia primei instanțe care îi dă câștig de cauză în procesul intentat împotriva lui Ilan Șor, care a declarat în spațiul public anterior că Sandu ar fi primit bani în plic. Dacă decizia va fi menținută, Șor va trebui să-i plătească despăgubiri de 50.000 de lei, pe care președintele spune că îi va dona unor familii nevoiașe. Amintim că și anterior, după ce liderul partidului Șor a declarat într-un comunicat de mis presei că i-ar fi dat bani în plic Maia Sandu, prin intermediul ex-premierului Vlad Filat, liderul PAS a negat că ar fi primit bani din surse neoficiale, menționând că îl va ataca în judecată pe Ilan Șor pentru defăimare. La fel, acest lucru a fost negat și de către Filat. În septembrie anul trecut, deputatul PSRM Grigore Novac sesiza Procuratura Generală și cerea să verifice dacă liderul PAS Maia Sandu ar fi primit sume de bani de la liderul partidului Șor pe timpul când deținea funcția de ministru al educației.